Sala de ședințe a Bibliotecii Municipale a găzduit astăzi, de ziua învățătorului, o întâlnire de suflet între foste cadre didactice și oficialități. Stimați invitați, activi mai puțini, pensionari mai mulți, bine ați venit la sărbătorirea zilei învățătorului, care de anul trecut devine o zi ca și altă dată, o zi a învățătorilor, care este dedicată nu numai învățătorilor, educatoarelor, învățătorilor, profesorilor și tuturor celor care lucrează în învățământ sau care sunt în sfera educației. În vremuri am deprins copiii cu taina din abecedar. Izvorne sunt al bucuriei cu glasul limpede și clar. Noi creștem patrie vlăstare pentru viața ce-o zidim. Învățători, învățătoare, ostași ai țării anonim. Există o lume, o lume a școlii mereu aceeași, mereu alta, unde fiecare pătrunde cu alți pași, când emoția plânge ritmul ori, poate o lume a artii și a cunoașterii în care ne simțim antrenați în necontenita dorință de a ne întrece pe noi înșine. Această lume există cât vor exista elevi, învățători, profesori. Cât elevi sunt în stare să călătorească recuperând timpul, distanța, cu creierând orizonturile, cu fantezia, dar mai ales cu setea de adevăr. Fiecare dintre voi ați căutat odată sau poate încă mai căutați să înțelegeți viitorul viselor voastre. Visând, copii fiind sau maturi, dar mai ales se visează cu toată puterea adolescenței. Haide, deci, să ne amintim de ea și să o retrăim împreună la revederea noastră de acum la ziua învățătorului. La noi, țioși din prima oară, de acasă rânduri de școlari. Când pleacă, despărțirea doare, dar pleacă oameni mândri, mari. Vă admir cum v-ați făcut datoria, pentru că și eu sunt un produs al dumneavoastră. Sunt și eu bucovinean, de la câțiva, vreo 5 km de Rădăuți, și am trăit acele timpuri și acele condiții pe care le-am amintit. E adevărat că învățământul nostru în acea perioadă, cu toate vicisitudinile care au fost, a progresat enorm de mult. A scos oameni de valoare, oameni care au dat dovadă de cinste, corectitudine, oameni verticali, care și-au făcut datoria unde au fost încadrați după terminarea studiilor. Eu admir enorm învățătorii, învățătoare pe care am avut, profesorul universitar, de la care am avut de învățat enorm de mult. Eu vă doresc, în primul rând, multă sănătate și viață lungă. Să dea Domnul să ne întâlnim și la anul și să ne amintim, iar amintirile să le depălăm și să vină mai mulți participanți să fie la această importantă manifestare. Încep prin a vă mulțumi pentru invitație. Această zi este o zi foarte importantă, cu o încărcătură pe măsură pentru cei prezenți, fie învățători, învățăcei și cei care au trecut prin mâinile dumneavoastră. Indiferent de calitatea fiecăruia, la un moment dat, fiecare dintre noi am trecut prin mâinile acestor meșteri, prin mâinile dumneavoastră care ne-ați plămădit și ne-ați format, ați făcut oameni de noi. Este de remarcat faptul că reușiți în fiecare an să vă strângeți într-un anumit număr. Noi sperăm să vă strângeți într-un număr mai mare, învățătorii mai tineri, că să fie prezinți să împărtășească din experiența celor mai în vârstă, cadrelor pensionate. Vor avea multe de învățat de-a lungul timpului. Vă mulțumesc pentru această invitație, încă o dată. Nu este un lucru mărunt a fi învățător și nu este ușor deloc. Aveți o responsabilitate enormă în a forma micii școlari care vin foarte speriați în clasa întâi, în prima zi de școală, plângând, care cu timpul se vor obișnui și vor ajunge
oameni, în primul rând, oameni ai societății. Unde ești tu, tinerețe, cu iubire și cu dor, cu izvor de frumusețe și cu clipe de amor? Pe atunci eram o mândră, chipieșă și visătoare, mereu sfioasă ca o sfântă și în toate iubitoare. Gândul îmi era speranță pentru viața întrecătoare, iar visarea-mi o romanță ca o plantă înfloritoare. Tot în jur era mireasmă ce mă îmbăta mereu, iar speranța-mi tinerească îmi da forță și la greu, că am fost refugiată, știți ce înseamnă refugiu. Tinereței ca o floare ce înflorește doar odată, iar iubirea-i ca o boare ce-o trăiește doar o fată. Astăzi sunt o iarnă rece, fără vis și dor nebun. Dorurile or să-mi sece, iar sfârșitul, vă spun drept, îl amân.